am crezut cum nu se poate mai bine. Deci chiar mai bine de atât. Nu cred că puteam să nimerim. Din contră, mai rău, da. Dar acum dacă stau și fac o paranteză și dau timp înapoi cu 6 ani în urmă, în 2016, care a fost anul în care am participat Da. pentru ultima dată la un campionat european în Franța. Sunt 6 ani de atunci, 6 ani în care nu mi-aduc aminte să fi obținut mari realizări la nivel de echipă națională. 6 ani în care am pierdut 6 calificări Da. cu 4 selecționeri. Diferiți. 4 selecționeri, dintre care, până la urmă, cel mai bine clasat, să zicem așa, a fost Cosmin Contra, într-o grupă dificilă, nu în grupe cum au fost Daum, cum au fost Rădoi sau cum a fost, să Chiar zicem, acum. în această grupă de conferență De Liga Națiunilor. Liga Națiunilor, că tot le confund, de Liga Națiunilor cu Edi Iordănescu. Deci, într-o grupă cu Norvegia, cu Spania, Suedia. dacă nu mă înșel, și Suedia, Suedia, deci o da. grupă foarte complicată. Am obținut acel loc 2, care ne-a dat posibilitatea să mergem la baraj în 2020, pe care l-am ratat împotriva Islandei. Deci, referitor la tragerea aceasta la sorți, totul e bine, e frumos, interesantă grupă. Acum, din punctul meu de vedere, eu o consider accesibilă. Accesibil. Dar ceea ce am realizat noi în ultimii 6 ani nu ne dă motive să fim atât Dacă de îndreptățiți și chiar atât de optimiști vis-a-vis de această grupă, destul de complicată. Dacă putem să o considerăm pe Elveția ca și principală favorită, având un lot foarte valoros cu jucători care activează constant ca titulari indiscutabili în campionate puternice, că e campionatul italian, că este Bundesliga, că este campionatul francez, că este în Premier League, sunt jucători puternici. Nu întâmplător au câștigat împotriva Portugalei, împotriva Spaniei, în această grupă pe care au avut-o și ei. Este o grupă foarte bună, cred eu, pentru noi, care ne îndreptățește să sperăm la acest loc 2, chiar dacă în ultimul timp rezultatele echipei naționale au lăsat de dorit și calificările s-au pierdut pe bandă rulantă. Să sperăm că nu va fi un deja vu, că atunci când am mai avut grupe ușoare, să spunem din nou că avem șanse și cum era o vorbă din fotbal românesc, să nu ne facem iluzii ca să nu avem deziluzii, cam așa. De la un timp Cum cam vedeți? Cam asta. asta e vorba, asta e dicton într-adevăr. Ok, nici nu putem să fim euforici acum că am căzut în această grupă pentru că nu avem motive. Sincer, nu avem motive, trebuie să demonstrăm, trebuie să dăm dovadă de caracter, de forță, de atitudine, să arătăm această atitudine pe care toți suporterii echipei naționale o așteaptă din partea jucătorilor implicare. Vrem să vedem și noi echipa asta națională odată că joacă ceva, că are personalitate, că propune un fotbal de calitate și echilibrat în același timp și că obține rezultate. Că până la urmă, important e să obții rezultate, iar echipa națională să participe constant la turneele finale. Aștept și eu, cum așteaptă toată lumea, o răbufnire de orgoliu din partea jucătorilor. Este o generație tânără care vine din urmă. Acum majoritatea jucătorilor au participat la acel campionat european din Italia, când au făcut o figură foarte bună.
Dar credeți că ar trebui să se renunțe la anumiți jucători cu experiență? Spunea și Gică Popescu de Chiriche și poate Maxim. Că am văzut, spunea Gică Popescu că ar trebui să se renunțe la unii jucători, gen Chiriche și Maxim cu experiență, care nu mai dau așa totul pentru naționale când vin. Văd că unii dintre ei au renunțat ei, nu s-a renunțat la ei. Și până la urmă, important este ca la echipa națională, în afară de forma, de forma pe care clar trebuie să o aibă jucătorul convocat, da, să primeze atitudinea, implicarea și dorința de a juca și a da totul pentru echipa națională. Nu o să vii să faci figurație, să strâmbi din nas, să joci în vârful degetelor, să ai prestațiile lamentabile, să ai pretenții, dar tu să nu oferi nimic la schimb. Ceea ce am constatat până acum. Foarte mulți jucători au numai pretenții, sunt gomoși, dar ei oferă prea puțin. Ne uităm și la... Sper să văd altceva. Că ați fost atacant, ne uitam la Pușcaș cum celebra golurile și facem așa o paralelă cum celebrați dumneavoastră, dar după la campionat european cu totul diferit. Într-un nu meci în care retrogradăm. Nu facem paralele, mă rog, a dat dovadă de multă imaturitate George Pușcaș. Eu am avut așteptări foarte mari de la el. V-am mai spus, l-am debutat la o vârstă foarte fragedă la Naționala de Tineret împotriva Italiei la Ploiești, da, când am și câștigat 2-1. Încă nu este o cauză pierdută, cred eu, dar trebuie să schimbe foarte mult viziunea și atitudinea. Dă dovadă de foarte mult snobism, mi se pare foarte încrezut și nu are motive, pentru că randamentul lui în ultimii ani a fost destul de slab. Nu a reușit să se impună, să zicem, în Anglia, acolo unde a activat la Reading, s-a transferat. Poate a avut și anumite probleme medicale, dar calități are. Încă nu este cauză, pentru că trebuie să se analizeze foarte bine sau cei care sunt pe lângă el să-l ajute, să-i spună clar aceste lucruri. Și nu numai lui, și altora. Chiar dacă se pot vexa, ei trebuie să le accepte. Și ceea ce spun eu în momentul de față trebuie să accepte, pentru că vin din partea unui ex-jucător care totuși cred eu că am făcut ceva pentru fotbalul ăsta românesc, pentru echipa națională. Și trebuie să le ia ca atare și să poate să-mi dea și mie peste nas, să-mi arate că s-a schimbat, că va fi un alt Pușcaș, că va fi un element de bază, că va juca pentru echipă, pentru jocul colectiv. Iar și avem o problemă aici vis-a-vis de jocul colectiv. Nu știm să jucăm colectiv. Am văzut individualități. Și nu numai, și la nivel de echipă de club. Nu avem noțiunea de joc colectiv. Fotbalistul român joacă instinctiv, joacă doar pe calitățile lui. Nu joacă în colectiv în beneficiul echipei. Am văzut și la Libec, la ultimul meci cu Bosnia, a ezitat de câteva ori să paseze decisiv la goluri acolo. Tot vorbim despre talente, de talent. Da, e foarte bine că ai talent. Avem nevoie de jucători talentați, dar tot acest talent trebuie să vină și să îl dai în sprijinul echipei. Să joci pentru echipă, automat vei fi răsplătit mai devreme sau mai târziu. Nu poți singur, fără echipă, indiferent de cât de talentat ești. Nu ai cum să rezolvi de unul singur un meci. Nu ești nici Maradona, nici Messi, nici Hagi, care mai rezolvau jocurile de un singur. Dar n-ai cum, ai nevoie de echipă, mai ales că nu ai individualități și nu ai staruri. Eu consider echipa națională a României nu are staruri în momentul de față. Trebuie să bazeze foarte mult pe jocul colectiv, pe spiritul de echipă, pe atitudine, pe dorință, pe muncă. Talent ar exista și ăla încă nu a ieșit în totalitate la suprafață la anumiti jucători din cauza lor, nu din cauza presei, nu din cauza suporterilor, nu din cauza antrenorilor, din cauza lor. E o problemă că nu știu câtă capacitate au să se analizeze acești jucători.
și în general vorbesc, jucătorul de fotbal e complicat. Poate și eu am fost așa, până la un anumit punct, dar trebuie să existe un bun simț și o analiză foarte pertinentă a ta asupra jocului tău. După fiecare joc, după fiecare antrenament, să vezi ce faci bine, ce nu faci bine, dar foarte mulți le au pe nou în brață și nu acceptă situațiile când un antrenor îi aduce o critică, chiar dacă el o ia în personal, în nume personal, da. nu o ia în sensul în care poate să schimbe ceva dacă ascultă această critică și să o transforme într-o critică pozitivă. Dar credeți că unii nu conștientizează ce se întâmplă națională? Cine? Pentru că unii jucători nu conștientizează, pentru că i-am văzut după meciul cu Bosnia bucurându-se, ok, am câștigat, dar pe echipa națională retrogradase. Și asta era cel mai grav lucru care se întâmplase. Și ei celebrau... Sunt superficial, sunt foarte superficial. Dar nu numai la nivel de echipă, am spus, la modul general. În fotbalul românesc. Culmea, aici avem o mare problemă, dacă la nivel de echipă națională, când tu spui că ai cei mai buni jucători, cei mai pricopsiți jucători cu mentalitate, cu atitudine, cu talent, au o astfel de gândire, chiar inexplicabilă, ținând cont de ce ai realizat până în momentul de față. Nimic, mai nimic. Nu ești îndreptățit să ieși cu pieptul în față și să fii încrezut și arogant. Nu ai motive. Capul în pământ, la muncă și să demonstrezi. Să demonstrezi zi de zi. Zi de zi. Ar fi nevoie realizează de... ceva și după aceea dă-ne peste nas la toți. Dă-ne peste nas. De-abia așteptăm. De-abia așteptăm, sincer, de-abia aștept să văd atacanții marchează gol, echipa joacă și zbârne, să nu mai avem ce să comentăm, ce aprecieri să facem vis-a-vis de echipa națională. Să facem numai aprecieri pozitive. Mi-aș dori acest lucru. Să vorbim numai de calificări, victorii. Și să nu spunem lucrurilor pe nume. Nu criticăm pe nimeni, nu avem absolut, eu cel puțin nu am absolut nimic personal cu niciun jucător. Dar ăsta este adevărul și adevărul de multe ori doare. Acum depinde câtă inteligență au ca să știe și să înțeleagă ce înseamnă o critică. Vorbim foarte mult despre atac. Poate în anumite momente pe bună dreptate, pentru că am văzut situații în care lipsa de formă a atacanților, ineficacitatea lor au făcut ca, eu știu, echipa națională să sufere în acest compartiment ofensiv, dar nu trebuie să dăm vina doar pe atacanți, pentru că, din punctul meu de vedere, atacantul trebuie să se afle la terminarea acțiunilor colective dezvoltate de către echipă. Ceilalți. În momentul de față, jocul echipei naționale ca echipă suferă foarte mult. Am avut ultimele două jocuri în Finlanda și cu Bosnia acasă, când, hai să spunem, pentru mine nu sunt elocvente. Finlanda am făcut un 1-1. La fel de vine, puteam să câștigăm, puteam să pierdem. Am jucat pe momente, am avut situații de a marca, dar am și suferind pe finalul jocului. În final, deci ne puteau bate cu Bosnia. Bosnecii au venit după cu echipa a doua, obținerea calificării. Bun, chiar dacă au mai folosit și anumite rezerve, nu erau cu capul la acest joc. Nu sunt elocvente, dar hai să zicem că ultima impresie contează și dacă mă întorc la atacanți, ei n-au cum să fie util dacă tu nu-i pui în evidență și nu-i ajuți ca nivel de joc, ca și acțiuni, de câte ori au fost în situații favorabile.
atacanții noștri. Hai să spunem că au fost, dar de prea puține ori. Iar atunci când au fost buni, le-a lipsit și lor lipsa de inspirație sau au luat anumite decizii proaste în detrimentul echipei. Dar eu cred că un atacant are nevoie de suportul echipei și are nevoie de jucători care să îi aducă mingea acolo sus, în fața porții și să... El e ultimul jucător care termină acțiunile colective. Trebuie să bage mingea în poartă, să fie omul de finalizare, atacantul, din punctul meu de vedere. Da, bun, e foarte bine când avem și atacanți. Problema e că nu prea sunt soluții. Și la jocul colectiv, asta care se mai și apără, pentru că cea mai bună apărare e atacul. Începi apărarea cu atacanții. Atacantul e primul apărător, el dă tonul. El dă tonul urmat de cei în spatele lui. Iar la finalizare el trebuie să fie omul de gol, omul care finalizează acțiunile colective. Din păcate, jocul nostru la nivel colectiv, așa cum am mai spus, o scârție, nu avem noțiunea încă dezvoltată de joc colectiv. E o chestiune, cred că însușită prost de la nivel juvenil, cu deprinderi proaste și mult individual. Jucătorii tineri, tu ca antrenor și mai ales la nivel de echipă națională, ca selecționer, nu ai timp și nu poți să lucrezi, n-ai stagii de pregătire să lucrezi automatisme și, eu știu, relații de joc. Acolo fac diferența jucătorii, valoarea lor, dacă au valoare, nu le trebuie prea mult să le spună selecționerul. Așa eram și noi înainte. Nu ne spunea prea mult, dar erau jucători de calitate. Existau anumite era concurență pe post. Existau anumite deprinderi, dar aveai știința jocului, aveai flair-ul ăsta, nasul ăsta și imediat, chiar dacă antrenorul sau selecționerul spunea ceva, de multe ori mai vii și tu cu personalitatea ta, cu calitățile tale, cu încrederea ta. Știi să ții frurile în mână, să gestionezi momentele, să știi când să accelerezi, să știi când să temporizezi, când să faci diferența. Deci, la nivel de echipă națională, despre ce vorbim? Nu vorbim despre echipă de club, vorbim acolo, ar trebui să fie cel mai bun jucător, cel mai valoroși jucător, nu? Și ai bretenți. Luăm 5 goluri de la o echipă din Danemarca. Bine, rezervele. A fost și aici o altă discuție, nu aș vrea să intru în ea, nu mă privește pe mine, doar atât pot să spun că i-am înțeles până la un anumit punct, dar totuși trebuie să te prezinți altfel la acest nivel internațional, pentru că ești FCSB și indiferent de situația ta complicată în campionat, puteai arăta altfel, nu să te faci de rușine acolo și până la urmă să faci suporterii să sufere. Din acest punct de vedere e regretabil, dar v-am spus, vreau să mă opresc aici pentru că sunt problemele lor. Am înțeles că urma un meci foarte complicat în campionat împotriva Petrolului, chiar am văzut jocul ieri și mie mi-a plăcut foarte mult FCSB-ul, mai ales cum a început jocul, cam așa trebuie să arate FCSB-ul pentru mine. FCSB-ul din prima repriză a fost incredibil, agresiv, sus, cu posesie, cu ocazii, au pus mari probleme Petrolului. De ce peste tot la nivel internațional, să zicem, și la nivel de club, jucătorii în străinătate. Unii jucători cu care poate noi ne-am întâlnit la nivel juvenil sau la nivel de tineret, progresează și uitați-vă la jucătorii de la campionatul european din Italia la Anglia, cât joacă și la ce nivel joacă și nu numai că joacă, fac și diferența. Și hai să ne uităm la jucătorii noștri de la campionatul european, cât joacă, unde joacă și cât fac diferența. Deci nu înțeleg de ce îi bați
Nu, bați Anglia, 4-2 sau cât am bătut? 4-2, da. Noi nu mai progresăm, de acolo ne ducem în cap, jucătorii pe care i-ai bătut progresează și joacă la nivel de Champions League, joacă în campionate puternice, fac diferența. Un exemplu, Anglia, dar pot fi și alte exemple. Nu înțeleg de ce nu reușim. De ce nu reușim la nivel internațional, de ce nu reușim să avem jucători și să se impună în campionate puternice. Stau și încerc să găsesc ceva. E problema. Cred că e o problemă de mentalitate, de probabil. Cel mai probabil. Atitudine. De faptul că ne mulțumim cu puțin când ajungem să realizăm câte ceva, cedăm la prima problemă, nu stăm bine din punct de vedere mental, nu suntem pregătiți pentru pasul următor, cel de la tineret, de la junior spre senior. În România nu vorbesc de România la nivel internațional. Ați fost coleg cu actualul selecționer al Elveției, cu Murat Yakin la Fenerbahçe. Ce ne puteți spune despre el, cum e așa ca persoană și de filozofia de joc pe care a implementat-o la Național? Am văzut declarația lui, imediat după tragerea la sos, că ne vom bate cu Israelul și Kosovo pentru locul 2. Interesant. Deci, asta caracterizează selecționerul Elveției, pe Murat Yakin, fost coleg de-al meu. Are momente când este puțin mai mult arogant. Se și bazează în momentul de față pe faptul că are o echipă națională puternică, jucători valoroși. E sigur și stăpân pe el și are mare încredere în echipa lui, dar nu este jucat încă nimic. Calificarea se joacă, nici măcar nu a început. Poate e un lucru bun că ne tratează de sus. Cumva de sus. Oricum, când am să vorbesc cu el, am să îi spun anumite chestii din acest punct de vedere. Bine, mie nu-mi plac astfel de oameni care sunt aroganți și încrezuți, dar el, lăsăm la o parte că a fost un băiat exemplar, liniștit, inteligent, e foarte inteligent, avea disponibilitate și direcție pentru această meserie de antrenor, din când în când îl mai dădea de gol această aroganță. Da, ok, când te bazezi și știi că ai bătut Spania și ai scos ai Franța. Ai jucători numai unul și unul, normal. Normal că pot să faci anumite afirmații, dar vezi că astea se pot întoarce împotriva ta. Oricum, eu am avut un raport foarte bun cu el, am fost colegi și la Grasshopper și la Fenerbahçe. Avea, am spus, avea această clasă de a fi elegant și chiar de a fi un lider de echipă. Sâmbătă seară ați fost pe Giulești, unde ați dat lovitura de start. Cum v-ați simțit pe nou stadion și cum vedeți parcursul Rapidului de până acum? Aș începe cu parcursul Rapidului, care din punctul meu de vedere până în momentul de față a fost foarte ok. Locul 2 în clasamentul Superligii. Eu cred că e un loc corect în momentul de față. Echipa a avut momente când a arătat foarte bine, când a arătat bine. Acum, datorită ultimelor două rezultate mai puțin bune, înfrângerea împotriva Chindiei și acest egal împotriva Botoșanului, hai să zicem, poate nu putem spune același lucru, dar mie mi-a plăcut Rapidul în meciul cu Botoșani. Au controlat în totalitate acest joc, au avut situații destul de multe de a înscrie în
potriva unui adversar care s-a poziționat deliberat în jumătatea aproape și practic a închis toate culoarele de joc ale rapidiștilor. Totuși au creat situații, au avut atitudine, nu este nimic de reproșat echipei. Am fost pe stadion, publicul a apreciat acest lucru chiar, i-a susținut non-stop. De altfel, asta e publicul rapidist, dacă vede intenție pozitivă din partea echipei, atitudine, vede dăruire, vede că îți dorești să joci, vede că mergi peste adversar, vrei și încerci să faci tot posibilul să câștigi, te apreciază. Dacă vede superficialitate, dacă nu vede atitudine, dacă ești nonșalant în ceea ce faci, te taxează imediat. Deci, din acest punct de vedere, au fost apreciați jucătorii, chiar dacă au terminat la egalitate cu Botoșani și au pierdut două puncte în economia clasamentului. Dar, așa cum o spun eu de fiecare dată, atunci când nu reușești să câștigi un joc, trebuie să faci tot posibilul să nu-l pierzi. Ei, din acest punct de vedere, au făcut tot posibilul împotriva Botoșanului. Urmează un meci cu Hermannstadt, eu sper să le revină gustul victoriei și să obțină cele trei puncte. Oricum, sunt în grafic. Cred că pot să țină ritmul acesta până la final, credeți? Eu cred că da. Eu cred că să da. Se bată la titlu acolo? Nu știu dacă putem vorbi de titlu și nu cred că ar fi normal să sau la un loc de Europa, de să spunem. Titlu. Eu cred că este o etapă în momentul de față pe care Rapid o parcurge foarte corect și foarte bine. Grație implicării domnului Șucu, care mie personal îmi place foarte mult, a venit cu o filozofie și o idee nouă vis-a-vis de cum se conduce un club. La fel este domnul Angelescu acolo. Nu mai vorbesc de Daniel Nicolae, care face o treabă foarte bună în calitate de președinte. Deci v-am spus, Rapidul parcurge o etapă corectă, așa cum trebuie în momentul de față. Trebuie luat pas cu pas, deja anumite transferuri de jucători făcute în vară sunt cu bătaie lungă în perspectiva ceea ce va urma sezonul viitor. Deja, din punctul meu de vedere, dacă Rapid va ajunge să joace într-o cupă europeană în acest sau după acest sezon, ar fi o realizare extraordinară și sincer mi-aș dori acest lucru, pentru că odată cu construcția noului stadion s-a creat această emulație senzațională. Și revin la suporteri și la acea lovitură de începere pe care am dat-o în debutul jocului. Când m-am simțit extraordinar, am avut un sentiment de mândrie să mă aflu din nou pe Giulești, în fața publicului senzațional pe care această echipă îl are, în fața acestei atmosferi extraordinare pe care suporterii rapidiști nu mai știu să o facă, să o creeze de fiecare dată. Datorită lor am avut un final de carieră extraordinar, un an și jumătate, când mi-am găsit motivația fiind susținut de ei și încercând să dau totul pentru echipă atunci când am jucat. Credeți că Dinamo ar putea repeta parcursul pe care l-ați avut dumneavoastră atunci? Că știm și acolo sunt probleme cu insolvență, cu salarii neplătite. Tot e posibil. E clar că acolo e multă confuzie în momentul de față. Nu cunosc, n-am anunțit tot ceea ce se întâmplă acolo. Păcat pentru acest club, am mai spus-o, o spun de fiecare dată. A fost o etapă importantă pentru mine și Dinamo București. Datorită lui Dinamo am ajuns să joc la echipa națională și să plec în străinătate, dar lucrurile de mult sunt confuze acolo și, din păcate, este un an greu pentru Dinamo. Sunt la Liga 2, trebuie să facă tot posibilul ca echipa să
nu iau altă direcție. Dar până la urmă și Rapid a trecut printr-un asemenea moment și nu numai. Și alte echipe de tradiție au luat-o de la zero, chiar și la noi în țară, chiar și în străinătate, în campionate mult mai puternice. Tot răul spre bine o iei de la zero, pe o bază sănătoasă, așa cum au făcut-o toate echipele. Sper să nu fie cazul, dar dacă se va ajunge acolo, nu mare nimeni, greu de nu mare nimeni, la... numai bine poți să o iei sănătos, fără datorii, de la zero. Și să construiești, să redevii ceea ce ai fost. Așa că rezultate credeți că ar putea promova, din, mă refer, ca joc, ca până acum? E o echipă corectă de Liga a doua, ca să emită pretenții la promovare, au nevoie de anumiți jucători, au nevoie de un lot mult mai consistent, mult mai solid. Consider că nu au în momentul de față acest lot, plus acel echilibru, acea liniște, acea emulație din jurul echipei care să-i dea direcția spre promovare. În momentul de față, Dinamo încă se caută și e departe de o echipă care să emită pretenții la promovare.